Premierul României, Ludovic Orban, vine în Valea Jiului în data de 6 august la manifestările organizate cu ocazia Zilei Minerului. Alături de prim-ministrul Ludovic Orban vor fi și alți membri ai Guvernului României. Este o vizită pe care o așteptăm de multă vreme. Domnul Ludovic Orban, prim-ministru al Guvernului României, a acceptat invitația noastră a administrației publice locale din Petroșani și a Partidului Național Liberal de a participa la manifestările dedicate Zilei Minerului. Va depune coroane de flori la Mina Lupeni, la Ansamblul Statuar din Lupeni, la Petroșani și vor mai fi și alte activități la care prim-ministru va participa alături de ministrul dezvoltării Ion Ștefan, de doamna secretar de stat Lătuța Stănescu, care este unedoreancă de noastră, și ministrul energiei, economiei și mediului de afaceri, domnul Virgil Popescu. Aceștia, însuțiți de alți oficiali, vor veni în Valea Jiului. Asta în semn de apreciere față de munca minerilor și în semn de prețuire și de faptul că Guvernul României își dă toată silința ca oamenii din Valea Jiului să aibă un trai bun, decent. S-a văzut asta încă din prima zi pentru de activitatea Guvernului condus de Ludovic Orban, pentru că prima ordonanță de urgență care a fost emisă a fost legată de nedreptatea făcută minerilor de la închideri, care erau blocați în subteran de săptămâni bune, de zile bune, și Guvernul Orban a avut grijă ca oamenii să-și primească drepturile legale pe care le solicitau. Îl așteptăm cu mult interes și sunt sigur că va avea mesaje pozitive pentru noi, cei din Valea Jiului. Prim-ministrul Ludovic Orban, împreună cu echipa guvernamentală ce-l va însoți, vor participa la manifestările organizate de Ziua Minerului la Petroșani și la Lupeni.